Salutare tuturor, eu sunt Mihai, iar acesta este după mine unul dintre cele mai interesante și utile device-uri testate și care cu siguranță este un produs must-have. Mai exact, astăzi vom discuta despre un robot inteligent ce este de mare ajutor la curățarea geamurilor, a faianței sau altor suprafețe de genul, eliminând astfel să le mai faci tu printr-o simplă apăsare de buton. Ei bine, vedeta noastră de astăzi se numește Hubot R3, un robot inteligent ce vine cu detectarea automată a marginilor ferestrei, 3 moduri de curățare automată, pulverizare cu lichid de curățare cu ultrasunete dual, algoritm de control anticădere, cât și o viteză mare de curățare a geamurilor. Cât de eficient este, cum se utilizează, ce preț are și ce concluzie am eu despre el, puteți afla urmărind acest video până la final. Așa că pentru a nu mai pierde timpul, haideți să vedem cât de practic și de ajutor poate fi un astfel de device. Să-i dăm drumul! În primul rând, trebuie să recunosc că de când testez acest robot inteligent, curățarea geamurilor n-a fost niciodată mai ușor ca până acum. Slavă Domnului că s-a inventat așa ceva, eliminând discuțiile de genul al cui este rândul să șteargă geamurile. Pentru că cu toții știm că ștergerea geamurilor este una dintre cele mai obositoare și grele sarcini când vine vorba de curățenie. Asta în cazul meu. Și aici mă refer pentru locuințele care au multe geamuri. Și din nou, în cazul meu, cele de la balcon, de la sufragerie, dormitoare, bucătărie și așa mai departe. Unde, de exemplu, la mine sunt 24 de geamuri și gemulețe de șters, atât pe interior cât și pe exterior. Doar imaginați-vă cât timp și efort puteți depune pentru a le șterge pe toate. Numai că de acum întreaga sarcină de ștergere a geamurilor va fi realizată de către acest robot inteligent, în timp ce tu te uiți la un film pe Netflix. Însă, înainte de a intra mai în amănunt unde vă voi arăta cum se configurează cu telefonul, ce trebuie să faceți înainte de a-l folosi, când îl puteți folosi și cât de eficient este, haideți să vedem cu ce mai vine la pachet. Prima dată vom regăsi roboțelul care vine deja montat cu cele două lavete de curățare și frânghia de siguranță lungă de circa 4,5 metri. Frânghie care ne va asigura că nu va cădea de la etaj legându-l de mânerul de la geam. Asta în caz că vă este teamă. Mai departe avem manualul de utilizare pe care vi-l recomand să-l citiți, o soluție de geamuri dedicată acestui robot marca Hubot sau puteți folosi apă distilată pentru a nu se înfunda diuzele de la pulverizatorul cu ultrasunete, două inele de curățare suplimentar, o telecomandă în caz că nu doriți să utilizați aplicația de pe telefon, două diuze cu ultrasunete suplimentar în caz că acelea de pe robot vi se înfundă, cablu de alimentare lung de ajungi până la geamurile vecinilor de circa 5 metri și, nu în ultimul rând, încă două lavete de curățat. Cam asta este tot ce veți regăsi în pachet. Acum haideți să discutăm puțin despre design, specificații și configurare ca apoi să-l punem la treabă. Modelul de față este cel mai recent și inteligent model al lui Hubot. Pe partea din față avem rezervorul pentru lichidul de geamuri care se introduce prin acest orificiu. În fața rezervorului regăsim cele două diuze cu pulverizare cu ultrasunete pe care n-ar trebui să le atingem cu mâna. În partea de sus, mufa securizată prin înșurubare pentru alimentarea cu curent. Mai sus avem butonul pentru pornirea vacuumului încât să se lipească de geam. Pe lateralele robotului regăsim gurile pentru eliminarea aerului când se creează vacuumul, difuzorul pentru comenzile vocale încât să știi când a terminat, când porniți sau opriți pulverizarea și așa mai departe. Și ultimul este butonul de play-pauză pentru a porni robotul să curețe geamurile pe mod uscat, adică fără acea pulverizare cu soluție. În primul rând, ce-l face atât de special? Una din caracteristicile pe care recomandă ca fiind un robot mai special este pulverizarea ultrasonică duală, însemnând că va pulveriza soluția din ambele diuze într-o ceață densă de 15 microni pentru a dizolva praful și a lustrui geamurile fără a lăsa urme, apoi că poate pulveriza soluție cât și de a șterge în același timp cu ajutorul celor două lavete din microfibră, dispune de planificare inteligentă a traseului prin AI încât poate detecta automat marginile geamului, o putere de vacuum de 5 kg, poate efectua cu până la 3 moduri de trasee pentru o curățare optimă precum în imaginea de pe ecran, vine cu o baterie integrată ce va menține circa 20 de minute aparatul lipit de geam în caz că există întrerupere de curent, oferă informații audio cu comenzile efectuate cât și că le puteți seta pe ale voastre și că se poate controla atât prin aplicație cât și prin telecomanda din pachet. Acum că am aflat aceste informații, haideți să vedem cum se poate configura pe telefon. Prima dată descărcăm aplicația Hubot, o vom deschide, dăm accept la permisiuni, ne alegem limba și țara, dăm OK, dăm pe adăugați un nou Hubot, alegem Hubot R3, conectăm robotul la priză prin înșurubarea mufei de alimentare, apăsăm pe 1,
dăm în aplicație mai departe, continuă, dăm accept la permisiuni, iar acum robotul este conectat la telefon. Acest lucru ni se va confirma atât pe telefon cât și audio în limba română de la robot. Controlele de pe telecomandă sau din aplicația telefonului sunt asemănătoare și au același rol. Butoanele de sus sunt pentru direcția de curățare, de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta sau de sus în jos. Controllerul cu săgeți sunt pentru a mișca robotul în caz că se află departe de voi pentru a fi preluat. Iconița de pulverizare va pulveriza manual încât să insiste în acea zonă. 2X pentru a curăța geamurile de două ori. Acea picătură este pentru a porni sau opri pulverizarea automată cu soluție sau apă. Și stop pentru a opri robotul din curățare. Înainte să-i dăm drumul, producătorul ne informează că pe timpul curățării vremea nu trebuie să fie ploioasă sau prea însorită. Asta pentru că atunci când este ploaie, se înțelege de la sine, iar când este o căldură excesivă cu prea mult soare, soluția de geam se va evapora și nu va avea o eficiență mare în curățarea lui. Cel mai indicat ar fi după o oră ceva mai târzie, cum ar fi după ora 17-18, când deja nu mai este atât de cald. Iar o altă informație pe care o recomandă producătorul este că prima dată înainte de a le curăța cu soluție este de a-l porni pe mod uscat, adică fără pulverizare încât să elimine praful de pe ele. Bun, acum haideți să vedem ce trebuie să facem pentru a curăța geamurile cu acest Hubot R3. Prima dată după ce ne-am asigurat că este legat cu frânghia de mânerul geamului, vom introduce soluția de curățat până la semnul indicat de pe rezervor. După ce am făcut acest lucru, îl vom porni apăsând pe 1, îl vom apropia de geam, iar acesta efectiv se va lipi de geam cu o putere de absorpție de circa 5 kg. Următorul pas este de a curăța toate geamurile atât pe interior cât și pe exterior pe mod uscat. Pentru acest lucru, fie apăsăm pe butonul de pe robot cu play, iar acesta va porni imediat, fie prin aplicație selectând direcția în care să o ia. Ca la final, după ce a terminat toată procedura de curățare pe mod uscat, vom pune mâna pe el și vom apăsa pe butonul 0 pentru a opri vacuumul, iar acesta după circa 2 secunde se va opri. Următorul pas este de a schimba lavetele de pe robot încât să avem unele curate. După ce le-am schimbat, vom repeta procesul de apăsare pe 1, apropiere de geam și pornirea direcției de pe aplicație, dar și apăsarea iconiței cu picătură pentru a activa pulverizarea. În acest fel, robotul va urma traseul selectat de tine și va curăța geamurile aplicând soluție pe ele. Ce mi-a plăcut la acest robot a fost simplitatea de a-l utiliza și de a-l controla prin intermediul aplicației sau a telecomenzii. Viteza de curățare este de circa 4 minute pe metru pătrat, ceea ce se mișcă destul de repede, are o greutate de sub 1 kg și că poți curăța cu el mai multe suprafețe și nu doar geamuri. Despre curățare, sincer, atât eu cât și soția, expertă în curățenie, am fost surprinși cât de eficient este și cât de bine le-a curățat. Sincer să fiu, eram sceptic că va face o treabă bună, dar se pare că până când și eu am fost surprins. Unde n-am fost încântat este că trebuie să cumpărăm soluție separată și că nu putem folosi una specială pentru geamuri luată din comerț și că este puțin zgomotos încât nu prea auzi comenzile vocale din cauza producerii acelui vacuum. Însă, per total, dacă ar fi să nu ținem cont de aceste două minusuri, neapărat trebuie să ai un astfel de device. Dacă ești interesat să-ți comanzi și tu unul ca acesta, intră acum pe linkul din descriere, fiindcă dispune de un discount de la 1850 de lei la 1599 de lei. În caz că acest video ți-a fost util, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi pentru a fi la curent cu ultimele episoade pe care le mai postez. Eu sunt Mihai, iar voi tocmai ați urmărit recenzia noului robot de curățat geamuri Hubot R3. Ne auzim pe data viitoare, pe curând!